Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a aprobat în cadrul ședinței din 15 noiembrie a Comisiei pentru Autorizarea Importului Produselor Farmaceutice Neautorizate în Republica Moldova importul pentru produsul medicamentos cu conținut de molnupiravir. Molnupiravir este un preparat nou aprobat de Autoritatea de Reglementare a Medicamentelor din Marea Britanie cu indicație specifică pentru tratamentul SARS-CoV-2. Acesta reprezintă un antiviral oral ce reduce capacitatea virusului COVID-19 de a se multiplica în organism, evitând astfel formele grave de boală. Între timp, tot în cadrul ședinței de ieri, a fost autorizat importul de Remdesivir, un antiviral sub formă de soluție perfuzabilă, folosit în tratarea formelor medii și severe de COVID-19. În Republica Moldova, acesta este utilizat în tratamentul infecției COVID-19 la adulți și la adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani și cu greutatea de cel puțin 40 de kilograme, cu pneumonie care necesită oxigenoterapie, cu flux de oxigen scăzut sau crescut sau alte forme de suport ventilator neinvaziv la începutul tratamentului.